Tânăra din Iași a mers la poliția din Suceava să reclame că un bărbat a sunat-o la telefon și a amenințat-o că va distribui materiale compromițătoare cu ea dacă fata nu acceptă să se întâlnească. El susținea că are 20 de CD-uri cu filmări în care tânăra apare în situații compromițătoare și că îi le va înmâna doar dacă se întâlnesc. O zi după apelul telefonic, cei doi s-au văzut în mașina bărbatului, iar fetei i s-au înmânat CD-urile. La un moment dat, crezând că este urmărit, bărbatul i-a cerut femeii să coboare. Când a verificat CD-urile, acestea s-au dovedit a fi goale. Bărbatul a fost identificat ulterior de polițiști în persoana unui sucevean șomer de 37 de ani. La audieri, acesta a recunoscut faptele. Împotriva sa au început procedurile de urmărire penală pentru șantaj și s-a emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Arestarea sa preventivă rămâne la decizia parchetului.